Salutare doamnelor și domnilor, sunt Traian Stoianov și începem ora de live pe Air Life de la gara feroviară din Chișinău. Trenul, acest mijloc de transport, destul de popular în Republica Moldova, dar pentru unii totuși acesta rămâne, nu știu, o enigmă, o curiozitate. De aceea suntem aici să vedem care este fluxul de pasageri Chișinău-Iași, Chișinău-București sau alte destinații. Acum lângă mine este trenul care îi va duce pe moldoveni la Iași. O să vedem, o să mergem în interior, să vedem care sunt condițiile, prețurile, cât de mulțumiți sunt călătorii și care sunt așteptările lor. Să mergem! În aceste clipe mă aflu în vagonul clasa 1, cel mai confortabil. Din prima puteți observa aceste fotolii care îți permit să te relaxezi, pentru că distanța este una lungă. Totodată avem un suport pentru gustări sau pentru laptop, un suport pentru picioare. Așa. Dar cel mai important, aici este cald, bine și este liniște, mai e și Wi-Fi și plus un bar pe care mergem să-l vedem. Suntem în vagonul numărul 2, clasa a doua. Aici este vagonul unde găsiți acest minibar, cafea, băuturi răcoritoare. La fel, fotoliile sunt destul de confortabile, după cum vedeți. Vă puteți relaxa și puteți călători în liniște. Călătorii au mare ocazie, marele noroc să urmărească poate ceva și la televizor. După cum vedeți, sunt niște ecrane aici instalate, totul pentru confortul pasagerilor. Domnilor, sunteți mulțumite de condițiile în care sunteți transportate? Da, mulțumim. Dar sputești mai bine? Mulțumim. Da, unii, dar mai gine. Mai gine, dar unde, e drept, într-adevăr. Bună ziua. Bună ziua. Spuneți-ne, vă rog, sunteți mulțumiți de condițiile în care sunteți transportat? Foarte normal. Dumneavoastră încotro mergi? La Ungheni. A, Ungheni, cu trenul. Da. Clasa 1. Da. Ok. Vă mulțumim pentru informații. Iată, ne ajungi și în vagonul clasei a treia. Un pic mai modest, dar la fel condițiile sunt satisfăcătoare, după cum vedeți. Oamenii deja și-au ocupat locurile. Mulți dintre ei călătoresc prin interiorul țării, adică se deplasează spre Călăraș sau pentru sau la Ungheni. Bună ziua, domnilor! Și Cozu? Cozu e la noi. A, voi Bilo, da? Aha. Jucați în pereche? E bun, e bun. N-are niciun coz. Bună ziua. Bună ziua. Spuneți-ne, vă rog, da, a ieșit un pic. Ia spuneți-ne, vă rog, sunteți mulțumiți de calitatea oferită de CFM? De... Sigur, că am puțin rute, dar e bine. Încotro călătorii? Spre Cornești. Spre Cornești. Cornești, Republica Moldova. Sigur. Cât durează călătoria? Două ore. Deci, cu alte cuvinte, sunteți mulțumiți? Mulțumim și vă dăm o zi bună și sănătate. Și noi la fel. Cât costă biletul până la Cornești? 21 de lei. 21 de lei? Nu-i rău. La Iași, așa, plimbări. Noi vă mulțumim, vă dorim călătorii plăcute. Ok, de obicei mergi cu trenul sau cu alte mijloace de transport? De obicei cu trenul. Care sunt avantajele călătoriei cu trenul, după părerea ta? Bă, dintr-un punct de vedere este poate confortul și dintr-un punct de vedere este prețul. Și acum o întrebare care cu siguranță ți-ai pus-o înainte de a aborda acest mijloc de transport. Este Wi-Fi aici? Da. Asta e cel mai important. Bună ziua! Spuneți-ne, vă rog, încotro călătoriți? De la Chișinău până la Sipotieni. Sipotieni? Da. Călăraș? Da. Spuneți-ne, vă rog, ce părere aveți despre condițiile din acest tren? Cum vă simțiți? Eu și când prima oară a apărut trenul, eu și-am spus că
Este și ar trebui să fie un tren ca să mergem confortabil. Prețul la bilet cum vă pare? Că, cum ne pare? Ne pare că e așa și trebuie să fie, că un tren foarte... Prețul e normal, nu e exact. Da, da. Mulțumim! Pentru noi e foarte importantă reacția cetățenilor, părerea lor despre condițiile din acest tren Chișinău-Iași și vreau să vă întreb, sunteți mulțumiți de condițiile în care sunteți transportați? Da, momentan suntem mulțumiți, da, desigur. Cum vi se par prețurile la bilete? Sunt ok sau exact? Accesibile, la părerea mea personală. Dumneavoastră, încotro mergeți? Acasă. 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 Călăraș sau Ungheni? Nu, nu, spre Ungheni. Spre Ungheni. Spre Ungheni. Noi vă dorim drum bun, fără primejdii. Și ne revedem data viitoare. Sunt responsabilul trenului Chișinău-Iași, cursa numărul 823, Iurie Popa. Vreau să spun că fluxul de pasageri în zilele de luni, marță, miercurea și joia sunt mai puțin călători, iar vinerea, sâmbătă, duminica, practic trenul e plin, mai ales de la Socolă înapoi spre Chișinău, trenul practic este plin. Spuneți-ne, vă rog, cât durează călătoria Chișinău-Iași? 4 ore jumătate. Durează până într-un cap. Spuneți-ne dacă călătorii dispun de unele servicii, de exemplu, nu știu, pot să iau o gustare sau au acces la Wi-Fi sau... Da, noi avem acces la Wi-Fi și totodată în vagonul numărul 2 la noi avem minibarul, care în vânzare este ceai, cafea. După cum vedeți, prieteni, este instalat aici un mecanism pentru persoanele cu deficiențe locomotorii sau cu un grad de invaliditate. Este funcționabil acest mecanism? Da, este funcționabil acest mecanism. Într-așa caz, când ușa se deschide, se deschide scara specială și atunci urcă persoana cu dizabilități. Cu dizabilități, da. Am înțeles. Și deja ultima ușă, dar aici intrarea este interzisă persoanelor neautorizate, este cabina mecanicului. De obicei, noi numim pe ăștia care conduc șoferi. Cum se numește cel care conduce un tren? Mecanic de tren, adică șofer, cum spuneți dumneavoastră. Mecanic de tren. Mecanic de tren, da, care conduce trenul, corect. De obicei, câți mecanici conduc un tren? Ei se schimbă sau e doar unul singur? Sunt două persoane, o persoană responsabilă care conduce volanul și a doua persoană e ajutorul, adică de mașinist primește. Noi vă mulțumim. Alături de mine este Ana Prisajniuc, ofițerul de presă CFM, care ne va spune mai multe despre statistici, despre numărul, fluxuri de persoane care călătorește cu trenul și totodată ne va spune mai multe despre prețuri. Salut, Ana, povestește-ne, care sunt datele statistice? Câți moldoveni călătoresc cu trenul, în special cursa Chișinău-Iași? Deci, bună ziua! Într-adevăr, dacă îi comparăm cifrele cu anul 2019, atunci observăm că fluxul de pasageri este în creștere. Mai exact, de ce comparăm cu 2019? Întrucât în anul 2020-2021 cursele feroviare au fost sistate. Dacă e să vorbim despre factorii care au contribuit la această creștere, atunci cu siguranță vorbim despre factorul economic. În timp ce au crescut biletele la toate călătoriile cu microbuzul, autobuzul și avionul, biletele de călătorie cu trenul au rămas neschimbate și nu s-au făcut ajustări de tarif. De asemenea, între timp, CFM a lucrat foarte mult la îmbunătățirea condițiilor de călătorie pentru pasageri. Din câte ați văzut, avem și internet și este cald și bine în interior, avem zonă de bufet și așa mai departe. Dacă să vorbim despre prețuri, un bilet de călătorie pentru cursa Chișinău-Iași costă între 90 și 130 de lei. Este destul de accesibil pentru majoritatea populației, mai ales în contextul actual în care ne aflăm. Care este procedura de procurare a unui bilet? O putem face online sau cu prezență fizică doar? Biletele de călătorie pot fi cumpărate atât la casele feroviare din gară, online, este accesibil pe site-ul nostru dacă intrați, este acolo o secțiune specială pentru a cumpăra un bilet
atât pentru Iași cât și pentru București sau Kiev. De asemenea, puteți cumpărați chiar și de direct de la însoțitorii de vagon, dacă sunteți în întârziere și nu ați reușit să cumpărați un bilet din timp. Cam asta e procedura. Vă mulțumim! Trenul Chișinău-Iași este gata de plecare. V-ați convins, călătorii sunt mulțumiți, condițiile sunt bune și noi vă îndemnăm pe toți să abordați acest mijloc de transport. Este unul confortabil, este bar, este Wi-Fi, e călduț, curat și bine și însoțitorii de bord sunt foarte amabili. Eu vă mulțumesc pentru atenție și ne revedem data viitoare!